Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media. Vă mulțumesc că sunteți aici și că vă informați din prima sursă ca să distribuiți publicului informația veridică. Apreciem enorm implicarea și colaborarea de care ați dat dovadă în aceste zile. Este important în aceste momente dificile să fim informați corect ca să acționăm corect. Vreau să vă asigur că toate instituțiile statului lucrează în regim de alertă în interesul cetățenilor. Multe ministere și instituții subordonate sunt implicate în paralel în soluționarea problemelor legate de fluxul de cetățeni ucraineni care vin în țara noastră. În ultimele 24 de ore, în țară au intrat peste 12.000 de persoane. Chiar dacă mulți dintre aceștia se cazează pe cont propriu sau la rude, guvernul este pregătit să ofere servicii de asistență tuturor solicitanților. Ministerul Muncii și Protecției Sociale asigură pregătirea mai multor centre de cazare pentru oamenii care vor veni din țara vecină. Facem tot posibilul ca să le asigurăm condiții decente. Totodată, în cadrul ședinței de ieri a Comisiei pentru Situații Excepționale, am facilitat procedurile prin care trebuia să treacă cetățenii ucraineni la intrarea în țară. Despre situația în privința fluxului migrațional vă va vorbi doamna ministru afacerilor interne, doamna Ana Revenco, un pic mai târziu. Azi, Comisia Situației Excepționale a fost convocată din nou. Majoritatea subiectelor de pe ordinea de zi au drept obiectiv problemele oamenilor din țară, în special cele legate de criza prețurilor. Pentru a stopa creșterea nejustificată a prețurilor pentru produsele sociale, membrii CSE au decis extinderea listei produselor de primă necesitate pentru care este limitat adaosul comercial. Lista existentă anterior includea deja o serie de produse, cum ar fi produsele de panificație, și a fost completată cu alte alimente, inclusiv carne de porc pe os, carne de pasăre, pește congelat, zahăr din sfeclă, paste, ouă, cartofi, ceapă, varză albă, morcov și sfeclă roșie în stare proaspătă. Alături de mine este și ministrul economiei, domnul Sergiu Gaibu, care va oferi mai târziu toate detaliile despre aceste decizii foarte importante pentru oameni, în special pe timp de criză. Am vorbit despre aceste limitări la adaosul comercial înainte, însă ele sunt în special importante acum, când avem o situație de urgență, când avem o neliniște în societate și când oamenii au nevoie de ajutor și resurse pentru a trece de această perioadă. O altă decizie vizează interzicerea pe perioada stării de urgență a exportului grâului și zahărului din Republica Moldova, începând cu 1 martie. Ministerul Economiei, în comun cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, vor intensifica eforturile de monitorizare a fluctuației prețurilor și a stocurilor de cereale pe piața internă și externă și vor raporta săptămânal Comisiei Situații Excepționale. Analiza ne arată că suntem aproape de stocurile limită necesare pentru asigurarea securității alimentare și această decizie este în special importantă acum, când avem și acest flux migrațional și cererea pentru produse alimentare va crește. Totodată, am decis suspendarea procedurilor de licitație pentru achiziția energiei electrice și prelungirea contractului existent cu furnizorul de energie electrică la prețul existent și menținerea condițiilor financiare și contractuale existente până la 31 martie 2023. Deci contractul a fost prelungit pe un an la același preț. Adițional, în contextul situației de urgență, am suspendat procedura de revizuire a tarifelor la energie electrică
timp de o lună până când Ministerul Muncii și Protecției Sociale va elabora un program de compensare țintită a cheltuielilor la energie electrică pentru categoriile populației care sunt social vulnerabile. Din nou, în această stare de incertitudine, este foarte important să asigurăm oamenilor o anumită stabilitate și să vedem că dacă și este necesară o anumită creștere a tarifului, ea să fie făcută atunci când guvernul este pregătit să susțină țintit păturile vulnerabile. O altă decizie adoptată astăzi se referă la facilitarea intrării în țară a loturilor de ajutoare. Serviciul VAMAL va simplifica procedura de import a acestor ajutoare umanitare. De asemenea, s-a decis implicarea autorităților publice locale în procesul de gestionare a fluxului de străini care vin din Ucraina, inclusiv cu suport logistic și administrativ. Dat fiind faptul că încă suntem în pandemie generată de COVID-19, Comisia Situației Excepționale a luat decizia ca instituțiile medico-sanitare publice să asigure acordarea asistenței medicale cetățenilor ucraineni care întrunesc condițiile de caz pentru coronavirus și toate cazurile de urgență medico-chirurgicale. Înainte de a-i oferi cuvântul doamnei ministra apărării Ana Revenco, afacerilor interne, pardon, Ana Revenco, mai am un mesaj pentru cei care ne urmăresc de acasă. Dragi cetățeni, puterea de mobilizare de care ați dat dovadă mulți dintre voi pe parcursul zilei de ieri vorbește despre unitate și solidaritate față de oamenii aflați la nevoie. Vrem să vă asigurăm încă o dată că instituțiile statului au capacitatea de gestionare a fluxurilor de persoane care intră din Ucraina, au suficiente provizii și rezerve și pachete de obiecte de primă necesitate. La fel, există suficiente unități de transport pentru ca fiecare persoană care a traversat frontiera să ajungă la adăpost. Îi las pe colegii mei, doamna Revenco și domnul Gaibu, să vină cu informații adiționale și să răspundă la întrebările dumneavoastră. Eu chiar acum merg la punctul de trecere a frontierii de la Palanca pentru a vedea cum decurge procesul de primire și gestionarea fluxului de cetățeni străini, să discut cu colegii mei de la VAMA și de la Poliția de Frontieră. O să comunicăm cât de curând informații de la Palanca. Și pe această cale vreau să vă îndemn din nou să vă informați doar din sursele oficiale și vă reamintesc despre canalul pe Telegram lansat ieri, prima sursă. Vă mulțumesc și să avem toți vremuri pașnice. Doamna Mis. Stimați jurnaliști, bună ziua! Suplimentar la informațiile pe care le-am livrat în această dimineață, vin aici cu informații de ultimă oră privind situația migrațională și de securitate. Către orele 2 în această zi, înregistrăm un aflux de peste 20.000, mai precis 20.743 de cetățeni ai Ucrainei care au traversat frontiera pe sens de intrare, dintre care 16.000 de intrare și pe sens de ieșire, 4.588 de cetățeni. Absolut toate punctele de traversare a frontierei sunt funcționale, sunt deschise și sunt capacitate cu ture suplimentare. Majoritatea cetățenilor care traversează frontiera pe sens de intrare, cetățenii ai Ucrainei, prin comparație cu ziua de ieri, menționează intenția mai degrabă de a tranzita teritoriul Republicii Moldova. Totodată, noi monitorizăm îndeaproape situația deplasării pe teritoriul Republicii Moldova a celor care au intrat în țară. Traficul la frontieră rămâne a fi unul intens, totodată cozile s-au redus și astăzi înregistrăm doar cozi de circa 10 km la intrare în țară. În ceea ce privește centrul de apel, care a fost lansat ieri, gestionat de Biroul Migrației și Azil,
La această oră, deja au fost înregistrate circa 450 de apeluri, dintre care 320 de adresări sunt din partea cetățenilor ucraineni. Vreau să menționez că întrebările multiple adresate de către aceștia au servit inclusiv drept bază pentru a lua anumite decizii astăzi în cadrul Comisiei Situației Excepționale. La ora actuală au fost înregistrate 386 de cereri de azil, dintre care 90 doar pe parcursul zilei de astăzi. În ceea ce privește implicarea efectivului, poliției de frontieră, pe absolut toate punctele de trecere a frontierii, sunt astăzi mobilizați 1112 angajați ai poliției de frontieră, inclusiv pe frontiera verde. La această oră menționez că pe zona frontierii verzi nu au fost înregistrate careva incidente. Totodată, poliția este mobilizată la maximum, împreună cu poliția de frontieră, pentru a fluidiza traficul nu doar în punctul de trecere a frontierii, dar și imediat traversării acestuia, astfel încât să asigure un regim optim de funcționare a punctelor de trecere a frontierii, precum și un control corespunzător a regimului frontierii între punctele de trecere. La moment, situația este liniștită, sunt rânduri mari, într-adevăr, la intrare în țară, mașinile stau în colană, special la Palanca și la Tudora Starakozaci. Astăzi, la punctul de trecere spre Tudora Starakozaci, avem o coloană de 3 km, iar la punctul de trecere nordic Otaci-Mogilev-Podols, situația este similară. În ceea ce privește centrele provizorii care au fost deschise ieri, atât în zona de nord cât și în zona de sud, situația privind plasarea cetățenilor rămâne a fi neschimbată. În ceea ce privește centrul de cazare temporară la Moldexpo, la fel situația rămâne practic neschimbată. Au fost deschis acest centru pentru peste 70 de cetățeni în general, dintre care 65 sunt din Ucraina. Capacitatea actuală a celor 3 centre rămâne în total de peste 1000 de locuri. Ceea ce vreau să adaug la această etapă este că înregistrăm iarăși, prin comparație cu ziua de ieri, mai multe solicitări a cetățenilor de a fi facilitată transportarea de la punctul de trecere a frontierii Palanca în municipiul Chișinău și în acest sens sunt dislocate și autocare, dar și ne bucurăm de prezența voluntarilor civili care acordă astfel de servicii gratuit și Inspectoratul Național de Securitate Publică este la fel prezent pentru a asigura fluidizarea acestui parcurs. Vreau în mod deosebit la fel să mulțumesc administrației publice locale, primarilor, pentru că în special pe parcursul nopții și pe parcursul zilei de azi s-au implicat, s-au mobilizat activ și au asigurat cazarea în mai multe raioane ale țării pentru zeci de refugiați, zeci de cetățeni din Ucraina care au intrat prin punctul nordic al Republicii Moldova. Aici mă opresc cu date cifrice, dar nu înainte de a invita și o altă colegă care a pregătit un mesaj mai special în adresa cetățenilor ucraineni care deja au intrat în Republica Moldova, dar și probabil celor care încă se află în drum, în intenția de a-și găsi un refugiu aici, în Republica Moldova, cu informații privind mecanismul care deja a fost pus în aplicare pentru acordarea asistenței acestora. Важливе повідомлення для громадян України. Шановні українці, ви можете в'їхати в Республіку Молдова з ідентифікаційною карткою, якщо у вас немає паспорта. Вам не потрібно пред'являти сертифікат COVID-19. Без зеленої карти. Автомобілі зможуть в'їжджати в Молдову без зеленої карти, якщо воно буде придбане протягом 24 годин після прибуття. Зелена лінія, на яку можна подзвонити 08-30-15-27. Дзвінки на номер 112 будуть перенаправлені на зелену лінію, де вас повідомлять щодо безкоштовного житла та центрів тимчасового розміщення. У Фейсбуці створена група з корисною інформацією «Допомога українцям у Молдові» /SOS Українці Молдова. Уряд Молдови
разом з волонтерами організовують безкоштовний транспорт від центру тимчасового розміщення в Паланках та місті Отач до Кишинева. Дізнавайтеся детальну інформацію у прикордонників. Тримайтесь, друзі, ми з вами. Дякую. Stimați cetățeni, și ultima informație, dar nu mai puțin importantă, așa cum a spus și doamna prim-ministru, în acest lanț de crize care are loc în Republica Moldova și, în special, faptul că s-a alăturat acestui lanț de crize și situația dificilă din țara vecină, cum este Ucraina, fluxul de refugiați care vine și interesul sporit pentru o serie de produse de primă necesitate, era imperativ să fie făcut o intervenție pe acest domeniu. Desigur, în situație de criză, primul care este ajutat este cetățeanul de rând, consumatorul, și pentru aceasta s-a făcut o serie întreagă de măsuri din partea Guvernului, prin intermediul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu majorări de pensii, cu o serie de susțineri de fonduri care au fost alocate pentru diferite programe de susținere, cum ar fi pentru perioada de iarnă, astfel, de fapt, fiind asigurat și funcționarea economiei atunci când este consumatorul cu resurse suficiente. Dar în această situație dificilă, când cererea este sporită, se atestă o cerere sporită pentru produsele primare, este necesară și o intervenție în astfel de situații excepționale din partea Guvernului pentru a stabili și a controla prețurile care se stabilesc în lanțurile comerciale. Așa cum a spus doamna prim-ministru, lista aceasta de produse care deja conținea în sine produse de panificație, produse lactate, o serie de produse lactate, cum ar fi brânza, smântână, laptele, untul, dar și alte produse, cum ar fi făina, cum ar fi crupele, orezul și așa mai departe, au fost suplimentate cu acele produse pe care le-a menționat deja doamna prim-ministru. Pentru aceste produse se limitează adaosul comercial, dar în același timp ca această limitare să nu fie transferată pentru furnizori, pentru cei care producători care aduc marfa dată, au fost de asemenea limitate și aplicarea rabaturilor sau aplicarea unor retrobonusuri, costurilor de marketing și alte instrumente care în mod normal sunt aplicate în lanțurile comerciale. Noi, de asemenea, am avut o discuție cu lanțurile comerciale, noi i-am informat în prealabil despre aceste măsuri pe care guvernul le ia. Am avut o discuție foarte bună, a fost o deschidere și din partea lor. Am fost plăcut surprinși de o solidaritate deplină din partea lor. De asemenea, ei ne-au informat despre o serie de măsuri care ar putea să faciliteze lanțul de furnizare. Noi le-am luat, de asemenea, în calcul și vom veni ulterior cu unele măsuri de fluidizare a comerțului respectiv, astfel încât stocurile care sunt la ei să fie suplinite în timp util. Vrem să menționăm la fel, în discuția cu dumnealor s-a confirmat că stocurile sunt mai mult decât suficiente la etapa actuală. Marea majoritate deja au pregătite și au instrucțiuni și planuri de intervenție în astfel de situații, având în vedere că au fost situații similare și în trecut, astfel încât o parte din produsele care veneau anterior din țările vecine, care sunt afectate la momentul actual, să fie substituite cu mărfuri din alte țări. Respectiv, nu există absolut niciun motiv ca să existe îngrijorare. Fiecare consumator va fi asigurat pe deplin cu ceea ce are nevoie, iar prin aceste măsuri ne vom strădui să menținem prețurile în limitele acceptabile pe aceste categorii de produse. Cu aceasta spuse, noi vom continua monitorizarea cu Ministerul Economiei, cu întreg guvernul, Ministerul Agriculturii, a prețurilor. Vom continua monitorizarea și colaborarea inclusiv cu Banca Națională a măsurilor pe care le aplică pentru stabilirea procesului inflaționist și, de asemenea, toate cantitățile și procesul de furnizare a producției prin lanțurile de magazine. Și acum, dacă sunt câteva întrebări, vă rog să ne limităm la 3 întrebări, astfel încât să putem lucra în continuare. Vă mulțumim foarte mult! Oksana Budner, Canal 5. Întrebarea mea este către doamna Revenco. Despre situația din zona de securitate. După ultimele declarații, înțelegem că deocamdată situația este sub control. Și totuși, după dezvoltarea acestor evenimente în jurul Ucrainei,
trebuie să fie, în opinia dumneavoastră, schimbate cumva mecanisme de monitorizare a zonei de securitate și în ce măsură noi, ca autoritățile constituționale, avem posibilitatea de a monitoriza starea lucrurilor de acolo? La moment rămân valabile cele mecanisme care deja sunt funcționale. Beneficiem inclusiv de asistența și conlucrăm cu misiunea OSCE-ului în Republica Moldova pentru facilitarea dialogului, inclusiv pentru a înțelege mai bine care este situația, inclusiv pe stânga Nistrului, și a cunoaște din surse credibile, inclusiv informații privind evoluția lucrurilor în acea regiune. Lucrurile către acest moment nu, sau evoluțiile situației nu denotă o necesitate stringentă pentru ajustarea imediată sau în regim ad hoc a acestui mecanism. Și o întrebare foarte scurtă despre numărul de refugiați. Am înțeles că țara noastră este gata să primească pe toți, astăzi a declarat asta și doamna președinte, dar totuși poate la comisia astăzi la ședință ați estimat anumite cifre, cam care este numărul limită pe care putem să primim și câți bani, câte resurse avem nevoie. Aceste estimări sunt făcute în special de către organismele internaționale. Pot să vă asigur că suntem în dialog constant cu autoritățile de la Kiev, inclusiv cu organismele internaționale, în special misiunea Organizației Internaționale pentru Migrație și Organizația Națiunilor Unite pentru Refugiați, în special pentru a înțelege mai bine care este intenția, care sunt acțiunile cetățenilor din Ucraina în raport cu cu situația care evoluează pe teritoriul țării, astfel încât să putem și noi să planificăm corespunzător acțiunile, inclusiv resursele, forțele. La moment, situația este de așa natură că este greu pentru absolut toți să facem o previzibilitate cifrică în raport cu acest aflux. Așa cum am menționat, am înregistrat peste 16.000 de cetățeni pe sens de intrare. Astăzi, mecanismul național care a fost pus în aplicare face față acestui aflux. Suntem siguri că putem face în continuare față unui aflux de cel puțin încă 5.000, după care, în funcție de necesitate, așa cum am comunicat și anterior, vom solicita imediat punerea în aplicare a mecanismelor de protecție civilă internaționale sau ale Uniunii Europene. În acest sens, noi deja de zile bune ne aflăm în contact cu organismele internaționale pentru acordarea suportului umanitar. Deci suntem asigurați că acest suport umanitar va fi făcut disponibil în toată complexitatea sa. Deci, prin cumul, considerăm că țara Republica Moldova are astăzi capacitate să acorde acest spațiu sigur pentru vecinii noștri și, în egală măsură, să asigure și ordinea și securitatea și liniștea cetățenilor țării noastre. Svetlana Gore, TVR Moldova, probabil cunoașteți despre acest caz că o navă sub pavilion moldovenesc a fost lovită de un obuz în apele neutre ale Mării Negre. Să ne spuneți ce cunoașteți despre acest subiect, dacă sunt cetățeni moldoveni implicați și alte detalii care le știți la acest subiect. Exact ca și dumneavoastră, la moment cunosc exact ceea ce este în spațiu public, pentru că am fugit de la centrul de comandă în ședința Comisiei pentru Situații Excepționale. Comunicăm în regim real cu colegii din guvern. Prima informație deja a fost făcută public de către colegul meu Andrei Spânu vis-a-vis de acest eveniment, inclusiv despre faptul că a fost lansate anumite investigații și urmează rezultatele sau aceste investigații să apară și în spațiu public la timpul potrivit. Daniel Andreev, ProTV. Ministerul ucrainean al apărării a anunțat astăzi că au fost observate activități importante ale elicopterelor inamice în zonele inclusiv Tiraspol. Spuneți-ne dacă cunoașteți ce se întâmplă în regiune, dacă există vreun pericol în acest moment și dacă sunt adevărate aceste informații lansate de Ministerul Apărării ucrainean. Voi opera strict cu informațiile de care dispun organele și autoritățile de aplicare a legii, pentru că avem acest schimb de informații regulat. Astfel de informații nu au fost înregistrate prin instrumentele de monitorizare a situației de care dispunem la moment. Vă mulțumesc foarte mult! O zi cât mai liniștită și vom veni curând cu informații importante
în atenția tuturor. Toate bune!